războiul dintre Klaus Iohannis și Liviu Dragnea, în presa STR-in, cum se vede situația din România. Anunțul lui Liviu Dragnea privitor la mutarea ambasadei României la Ierusalim a dat naștere unui război cu președintele Klaus Iohannis, război în care este implicat și premierul Viorica Dăncilă. Tema, una extrem de importantă în context internațional, a fost abordat de cele mai importante publicații din STR-in. În România a izbucnit o luptă politică în legătură cu mutarea ambasadei la Ierusalim, transmite agenția France Presse. Este un nou teren de confruntare între subliniereful statului, sublinierea majoritatea de la guvernare. Declarațiile lui Liviu Dragnea au stârnit o reacție puternică din partea președintelui Iohannis, scrie în articol, potrivit Digi24. Dezacord în România pe subiectul ambasadei în Israel, titrează subliniere Euronews.Presubliniere-dintele a intervenit, subliniere i-a respins cu rigiditate ideea mutrii ambasadei, insistând ceva de una intereselor României. Iar decizia îi aparține, potrivit Constituției. Aceea subliniere idee, pe site-ul Politico, liderii români se ceart pe mutarea ambasadei la Ierusalim. Publicația notează că Liviu Dragnea este cunoscut pentru relația sa apropiat cu guvernul Israelului, sublinierea ce a vizitat acest car de două ori anul trecut. De asemenea, a angajat consultanți politici israelieni în campania electorală din 2016. Washington Post publică tire Associate Press care menționează conflictul de la vârful statului român. Site-ul Al Jazeera are, de asemenea, un material detaliat pe această temă.